Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou video tutorial în care o să vorbim despre optimizarea Windows-ului 11. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat ce părere am despre acest sistem de operare. Am instalat sistemul de operare pe o mașină virtuală și l-am testat. Am testat și anumite setări pentru optimizarea acestui sistem de operare nou lansat de către cei de la Microsoft, iar astăzi vin și vă prezint un utilitar cu ajutorul căruia puteți să optimizați în mod automat Windows 11 în cazul în care l-ați instalat. Din ceea ce am aflat până acum, se pare că Windows 11 este mai rapid decât Windows 10 și aduce ceva FPS-uri în plus în jocuri, dar acest lucru se poate îmbunătăți prin optimizarea sistemului de operare. Testez anumite setări de optimizare ale Windows-ului 11, dar până atunci aduc acest videoclip pentru cei nerăbdători care pot face prin această metodă pe care o voi prezenta o optimizare și în felul acesta să își dea seama de rezultatele sistemului de operare Windows 11 optimizat. Așa cum v-am spus, eu am Windows 11 instalat pe mașina virtuală și aici putem face anumite teste. La fel vă recomand și dumneavoastră, fie să aveți Windows-ul instalat pe o mașină virtuală, fie să aveți Windows 11 instalat în dual boot cu Windows 10 și să faceți anumite teste. În felul ăsta puteți compara performanța ambelor sisteme de operare. Voi deschide browserul și voi tasta pe acest browser "This is Windows 11". În momentul în care tastați acest lucru pe browser, veți ajunge pe pagina principală a unor băieți care au făcut deja un utilitar ce vă poate ajuta să înlăturați, ca și la Windows 10, anumite aplicații, anumite procese, servicii și așa mai departe. Vom vedea despre ce este vorba odată ajungi pe această pagină. După ce ați tastat "This is Win 11", mergem mai jos și apăsăm butonul Download, după care mergem puțin mai jos și avem aici o arhivă zip sau putem să descărcăm direct executabilul. Eu voi descărca arhiva zip, mergem în folderul în care s-a descărcat această arhivă, în cazul meu Download. Va trebui să extragem din această arhivă folderul, voi da dublu click, voi apăsa butonul extrage, se va face extragerea acestui fișier, după care dăm click dreapta și executare ca administrator. Vi se va deschide această fereastră pop-up în care suntem anunțați că sistemul nostru de securitate a depistat că acest executabil poate să fie dăunător. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că se umblă în registri pentru schimbarea anumitor setări și sistemul îl poate depista ca fiind un virus. Eu am executat acest utilitar și dumneavoastră o puteți face pe propria dumneavoastră răspundere. Apăsați butonul "Mai multe informații" și avem posibilitatea de a executa oricum. În momentul în care executăm acest utilitar, ni se va deschide această fereastră în care avem mai multe taburi și vom vorbi despre fiecare tab în parte. În tabul principal avem o mică descriere a ceea ce va face utilitarul. Mergem însă la sistem, după care expandăm acest Windows 11 build și avem aici mai multe taburi, personalizare și aici, dacă doriți ca această aplicație să ia măsuri în mod automat, lăsați toate căsuțele bifate și apăsați butonul fix sus, dar eu spun să aruncați o privire peste aceste căsuțe și să debifați ceea ce doriți să se păstreze ca fiind default în sistemul dumneavoastră de operare Windows 11. Eu debifez aceste căsuțe, după care merg și la sistem, merg la gaming, merg la privacy și vedem dacă sunt și aici anumite căsuțe ce pot fi debifate. În ultimul tab avem posibilitatea de a opri accesul unor aplicații către sistemul nostru sau către alte dispozitive, așadar debifați căsuțele ce v-ar interesa în cazul în care doriți ca anumite aplicații să aibă acces la cameră sau la microfon și de asemenea la imaginile dumneavoastră, puteți să debifați aceste căsuțe. După ce ați luat toate deciziile, apăsați așa cum v-am spus acest buton și aplicația va schimba setările. Mergem la tabul Apps. Aici avem aplicațiile preinstalate care vin odată cu Windows-ul și în cazul în care nu doriți să utilizați anumite aplicații, le puteți trece la coșul de gunoi, după care puteți goli acest coș de gunoi. Hai să vedem cum se face această trecere. Inițial se selectează o aplicație de care nu aveți nevoie și se trece către partea dreaptă în coșul de gunoi. Odată apăsat butonul Empty Recycle Bin, această aplicație va fi dezinstalată. Hai să trecem o altă aplicație. Și în felul acesta treceți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie. În cazul în care treceți o aplicație de care ulterior o să aveți nevoie, veți vedea mai târziu cum se poate face restore către aceste aplicații. Trecem și OneDrive către dezinstalare și la fel mergeți voi și alegeți de aici aplicațiile de care credeți că nu aveți nevoie și apăsăm butonul Empty Recycle Bin. Alegem confirmarea acestei dezinstalări și vedeți că aceste aplicații sunt dezinstalate. Mergem la următorul tab. Aici avem posibilitatea de a instala anumite aplicații în mod automat. De exemplu, dacă aveți nevoie de Audacity, dacă aveți nevoie de alte aplicații, cum ar fi browsere, puteți să bifați aici și să apăsați butonul Run to Install. Mergem la ultimul tab, la automate și aici puteți să instalați toate aplicațiile pe care le-ați dezinstalat în mod eronat, să spunem, dacă este cazul. După care puteți să reveniți la un building default al acestor aplicații. Puteți de asemenea de aici să eliminați aplicațiile default. De asemenea puteți să eliminați OneDriver de aici în cazul în care nu ați făcut acest lucru. Și tot de aici puteți să puneți pe Ultimate Performance Mode în cazul în care nu ați făcut lucrul acesta pentru a obține o performanță mai bună a sistemului de operare. Mergem și dezinstalăm anumite servicii, mergem de asemenea să dezinstalăm anumite aplicații ce ne trimit informații către sistemul de operare și aici mergem să facem o curățare a sistemului de operare. Apăsăm butonul Apply și apăsăm butonul Da, apăsăm confirmarea că dorim să punem pe Enable Ultimate Performance Plan. Avem confirmarea că acest plan a fost pus pe Enable și așteptăm să se facă și următoarele setări pe care noi le-am ales. Așadar de aici alegeți ceea ce doriți dumneavoastră să faceți, iar acest script va face acest lucru în mod automat pentru dumneavoastră. Până când voi face videoclipul cu setările manuale pentru sistemul de operare Windows 11, setări pe care încă le testez, cred că acest videoclip va fi folositor celor care au deja instalat Windows 11 și care vor să îmbunătățească performanța acestui sistem de operare. Dacă videoclipul vi s-a părut interesant, puteți să apăsați butonul de like, distribuiți-l, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și odată cu abonarea nu uitați să apăsați și clopoțelul de notificări, doar în felul acesta veți ști când încarc un clip nou pe acest canal.